zilele orașului Hațeg și festivalul Hațegana s-au desfășurat anul acesta în perioada 7-9 august în centrul orașului. Atât organizatorii evenimentului cât și invitații au avut parte de o vreme frumoasă și de surprize plăcute pe parcursul întregului eveniment. Se estimează că la manifestările organizate de către primăria orașului Hațeg au participat peste 25.000 de oameni. Vineri 7 august evenimentul a fost deschis de către primarul orașului Hațeg, economist Nicolae Timiș, care i-a invitat pe cei prezenți să petreacă împreună 3 zile de neuitat. Deschiderea festivalului a fost urmată de o expoziție de pictură și sculptură în holul cinematografului din oraș, urmată de deschiderea târgului meșterilor populari cu participare județeană și interjudețeană. Tot vineri, începând cu orele 18, în centrul orașului a avut loc un spectacol folcloric susținut de ansamblul Bucura Hațeg și soliștii Elena Moisescu, Lia Moisoni, Robert Bultean, Norica Hațegan, Lidia Benea Matei, Lia Ciobanu, Mariana Stoica, Nelu Ban Fântână și alții. De la ora 20, publicul prezent în număr mare a putut asculta melodiile Marianei Angel. Spectacolul folcloric de vineri a fost încheiat de un recital al apreciatei Andreea Voica. Începând cu ora 22, au intrat în scenă formațiile de muzică ușoară programate pentru prima seară a festivalului Hațegana, și anume Danger, Heaven și Play and Win. Sâmbăta, ziua a doua a zilelor orașului Hațeg, a debutat cu vizitarea Muzeului Țării Hațegului, urmată de lansarea cărții scriitorului Radu Igna, cetățean de onoare al orașului Hațeg. De la ora 15, tot în centrul orașului Hațeg, a avut loc un alt spectacol folcloric susținut de Carmen Muntean, Viorica Brândușan, Eugen Mihailă, Cristian Fodor, Ovidiu Olari și alții. Capetele de afiș de sâmbătă pentru folclor au fost ținute de către Ileana Leceanu și Robert Târnăveanu. De la ora 21 a intrat în scenă din nou muzica ușoară și anume Top Secret de la Vegas, formație care a oferit CD-uri în urma unui concurs ad hoc, și Celia.
Duminica, ultima zi a festivalului, a debutat într-un mod original și anume prin parada portului popular, deschisă de o trăsură trasă de cai și un spectacol folcloric prezentat de fanfara din Vulcan. Călușarii de la Mărtinești, fetele de la Căpulna, grupul folcloric bărbătesc Sâncelenii Alba. La ora 17, hațeganii au putut urmări o demonstrație de parașutism, inedită de altfel pentru ei care nu erau obișnuiți cu așa ceva. De la ora 18, în centrul orașului, un alt spectacol folcloric susținut de către Eugen Pistol, Ana Almășan Ciontea, Mihai Petreuș, Marinela Baba, Mirela Mănescu. Un punct interesant și exotic chiar l-a constituit apariția pe scenă a lui Indio Nativo, un ecuadorian care i-a impresionat pe Hategan cu prestația sa. Invitații speciali au fost duminică Florentina și Petre Giurgi, Matilda Pascal Cojocărița și Vasile Cone. Pe tot parcursul celor trei zile ale manifestărilor nu s-au înregistrat evenimente neplăcute sau de tulburare a ordinii publice. Oamenii s-au purtat civilizat, ca de fiecare dată de altfel. S-au mâncat micii și fripturile, s-a băut berea și sucul, s-a făcut atmosferă de sărbătoare și oamenii au avut parte de un spectacol de calitate și relaxant. Se estimează că la zilele orașului Hațeg au participat peste 25.000 de oameni. Primăria orașului Hațeg mulțumește angajaților, consilierilor locali, cetățenilor orașului, Casei de Cultură Hațeg, Poliției Comunitare, Poliției, Jandarmeriei Române, sponsorilor și tuturor celor care au fost implicați în derularea zilelor orașului Hațeg pentru întreg sprijinul acordat. Primarul Nicolae Timiș a spus la închiderea manifestărilor că au fost trei zile de vis și că speră ca anul ce vine să aducă manifestări mai frumoase și mai bogate.